folcloric. Dai bani și îți facă ea toate ritualurile și să-i arate fiului cum era și în Noua Caledonie. Ritualul cu aruncarea în cap, nu? Ăla, da, este în Spiritu Santu, în insula Spiritu Santu, ăla, bungee jumping, da, din Vanuatu pornește. Nu, dar arătau alte dansuri, alte... Și s-au așezat acolo și era un bătrân care vorbea franceză, nu vorbesc toți franceză în Vanuatu. Întreabă ăsta, zice, când începe spectacolul, de ce întârzie? Început. Păi zic, nu, n-au venit turiștii. Și ăsta a zis, noi suntem turiștii. Turiști negri? Lubiți? Cum adică turiști negri? Și au acceptat până la urmă, oamenii au plătit. Grupul ăsta de loialiști care sunt conștienți că Franța i-a civilizat, că Franța este binefăcătorul lor, au făcut această mouvement pour la Caledonie, la care am fost martori, am ascultat discursurile, a fost foarte interesant. Și după aceea Jean-Paul a zis, noi ne închiriaserăm mașina acolo, hai să vedeți unde stau eu, că mâine vă invit să veniți, că avem o mică sărbătoare de familie. Ne-am dus, l-am urmat, am văzut drumul și ne-am dus a doua zi. Mica sărbătoare era aniversarea unui an a strănepoatei lui, care se născuse din nepoata lui, care era din Uvea, și soțul ei, care era din Lifu, din altă insulă, de unde e și Carambeu, fotbalistul Carambeu. Și într-un fel, familiile n-au fost foarte apropiate. Au avut și tensiuni între ele, familiile din spatele tinerilor. Și prezența tinerei strănepoate i-a unit, s-a făcut o masă acolo, cântau niște oameni la chitară, am crezut prima dată că e un radio și după aia am văzut că erau niște oameni care cântau la chitară. Frumos, monoton, dar foarte frumos, muzică din aia din Pacificul de Sud. Și în final s-a ajuns la momentul, la ceremonie. A fost o petrecere cu apă minerală, cu Bordeaux, cu lup, deci Franța, cu baghetă, au scos și bunia, deci o combinație, era lume bună, lume care trăia la oraș deja, da, dar care avea rădăcinile în triburi. Și din partea tatălui fetei a apărut purtătorul de cuvânt al familiei și al tribului lui, care a zis, noi vrem să facem cutuma, a adus un material foarte mare, textil, așa, a pus 1000 de franci, banii sunt, de fapt, nu sunt euro, sunt echivalent în euro, e o cotă stabilă, dar sunt franci pacific. Așa se numește. Franc pacific. Și au forma francilor, dar cu niște chipuri și au circulație numai acolo. Numai în Noua Caledonie. Dar poți să-i schimbi oricând și să obții euro fără nicio, nu e comisionie. E o paritate impusă de Banca Franței. Da. A pus 1000 de euro și a dat purtătorului de cuvânt din partea familiei fetei. El a zis, vă mulțumim, onoarea este extraordinară, mulțumim, sentimentele noastre. Deci era o ceremonie de schimb, de fapt. A pus și el 1000 de franci și a zis, dar pentru că noi aici suntem toți acasă la cel mai respectat membru al familiei, îi dăm lui Jean-Paul. Jean-Paul scos și el 500 de franci și a pus pe materialul ăla și a zis, vă mulțumesc, sunt emoționat. E un schimb de din asta, un protocol ca la internet când se face protocolul ăla, shaking hand protocol, o chestie, un protocol, se spun anumite cuvinte, se așteaptă anumite cuvinte. Și el zice, da, un ceremonial, foarte frumos. Și el zice, dar pentru că aici am niște invitați de onoare care au venit din România, o să le las lor ofranda. Și se întoarce spre mine neanunțat, neprevenit. Iau materialul ăla în mână, îl întreb Jean-Paul și eu acum ce să fac. Zice, îl primești. Pune niște bani. Nu, îl primești. Zic, pot să-l dau, să-ți-l dau ție înapoi. Nu trebuia să pui. Zice, nu, ăla rămânea la mine. N-aveam cui să-i mai... Eram dar la capăt de spirare. Dar de ce puneau bani când au primit? Pentru ca să... Era plus valoare, știi? Adăugau. Îl dădeau mai departe, dar puneau ceva și de la ei. Și au zis, pot să-ți-l dau înapoi? Și a zis, e o jignire. Bun, zic, dar ce să zic? Spune ce simți, mi-a spus el. Și atunci am zis, vă mulțumesc, e pentru prima dată că asist la un ceremonial și respect, am venit aici să scriu o carte, am vorbit frumos. Și în final am rămas cu materialul ăla pe care l-am adus acasă. Material textil de 50 de metri. Și l-am dat
mamei de la Cisnărie, mamei soției mele, le-am dat ce să facem noi cu material. Și s-a întâmplat ca peste un an să mergem la Cisnărie în casa părintească a soției mele și să intrăm în camera în care urma să ne culcăm. Și s-am dintr-o dată un fulger ca o călătorie în timp. N-am știut ce se întâmplă, am avut așa o senzație. Cuvertura, fața de masă, totul era... Nu, așternutul tot, cerceaful, fața de pernă și cuvertura. Erau din materialul ăla. Dar, pentru că eu îl văzusem doar în starea aia, mi-a fost cumva să prelucrez informația. Eram și obosit și a fost așa o reîntâlnire cu Noua Caledonie. Însă am și visat cu Noua Caledonie în momentul în care am dormit acolo. Deci asta a fost prima participare noastră la această ceremonie care s-a schimbat, care înainte sau de fapt la ceremoniile și mai speciale cum ar fi căsătoria se fac în afară de textilele astea care sunt partea comună a ceremonialului, mai există niște monede care de fapt sunt o înșiruire de scoici cu un cap făcut tot așa manufacturat. Uneori nici nu se arată capul monedei. Adică... pe care nu au voie să o atingă femeile. Care îi fixează valoarea? Valoarea este, că eu am spus, dar și eu pot să construiesc. E dată de succesiunea scoicilor valoarea? Nu, de numărul de ritualuri prin care a trecut. Eu am zis, dar și eu pot să fac una poate mai frumoasă. Și a zis, nu ai unde să o confirmi. Ea nu e intrată în circuit, nu are valoare. Deci... valoarea îl dă circuitul acelei monede. Și de fapt, prezentarea monedei alcătuită din scoici e un fel de verificare a compatibilităților, pentru că șefii de trib știu până unde merge rudenia. Și e ca și cum și-ar face un test de sânge. E un test de rudenie, da, făcut de acea monedă. Femeile n-au voie să atingă și am spus, bun, și dacă o femeie moștenește o monedă din asta, care se îmbelește într-o materie, ce face? Îl cheamă pe fratele ei. Și fratele ei deschide moneda și umblă cu ea. Mai e, relațiile de rudenie sunt foarte ciudate acolo. Autoritatea cea mai mare nu are tatăl asupra fiului, ci o are fratele cel mai mare al mamei. Iar relația între frați, nu poți să-i întorci vorba fratelui mai mare, nu există. Este interzisă. Nu poți să-i spui unchiului, dă-te mai încolo. Singura transformare a fost în industria hotelieră, de pildă, sau în servicii, când nepotul a ajuns, să spunem, șef de recepție și unchiul e portar sau cărător de bagaje. Și atunci îi dă unchiului dispoziții, dar seara, adeseori mi s-a spus, își cere scuze. Da, da. Că a inversat relațiile. Bisul de aici ce mănâncă? Pește. Pește. Are laguna pește. Am văzut femeie cu o fetiță de mână, cu o găleată, cu o, dar descrie o conservă. Aici un pește de așa pus lângă cutare, dar făcut extraordinar. Da, da. O conservă din asta, o cutie de conservă pe care e deulat fir și aruncă și pescuiește, pune momeană. Ceea ce mi-a spus doctorul Bejan, că există un român acolo de 20 de ani, a spus că e o mare nemulțumire în rândul pescarilor, pentru că, spre deosebire de acum 10 ani, trebuie să pună și momeală în cârlig. Până acum 10 ani, până n-au venit, zic ei, tahitienii ăștia care golesc de pește locul pe care îl găsesc, sunt lacon. Era suficient să arunci cârligul și gata. Arunci cârligul și peștele mănâncă și... zice, vreau să fiu mâncat, da, precum triburile care știu că sunt mâncate. Știu că sunt mâncate și... Asta e, deci, au banane, au fructe, mănâncă au picant sau mai degrabă dulce? Dulce. Au iniam, care e un fel de sfeclă cartof și toate ceremoniile de fertilitate se bazează pe iniam și... Tot de la Eliade știm asta. Da, știam și l-am verificat pe Eliade. Are dreptate. Doamne, iată, n-am vrut să spun cu așa trufie, dar chiar... Ce beau ei? Nu se face nimic acolo. Nu există niciun alcool. Au pus niște vii și nu s-au făcut... Au o bere acolo locală care se numește Number One, o bere Noua Caledonie. Și are gust de bere? Da, e bere, făcută de braserie. După rețetele europene? Da, e o braserie, o sucursală, au și niște vin. Berea era cunoscută și de mesopotamieni, și de egipteni, dar erudiții spun că era complet diferită de berea noastră. Da, nu, asta este o bere comună și... Chiar îmi spunea cineva celălalt.